Explozia de îmbolnăvire a sporit apetitul românilor pentru vaccinare. În Bihor, numărul celor care s-au imunizat în ultimele 30 de zile este de 10 ori mai mare decât luna precedentă. Pentru a face față valului mare de doritori, autoritățile locale au deschis noi centre, unul chiar într-un tramvai. De astăzi, la Oradea, imunizarea cu serul Johnson & Johnson are loc într-o locație inedită. Un tramvai de ultimă generație a fost transformat în centru de imunizare. Ați avut febră în ultimele 14 zile. Nu. Vă știți, cu alergii la alimente și medicamente. Nu. Odată trecut de triaj, cei care doresc să se imunizeze înaintează către mijlocul garniturii. Acolo primesc o doză unică de vaccin. Vatmanul este și el prezent la datorie. Se asigură că în tramvai urcă doar cei care vor să se vaccineze și nu călători obișnuiți. Are tramvaiul prize de 2,20, 3,80, deci are tot necesarul. Mai aveți răbdare să stați atâta pe loc? E, da, nu are nimic. Dacă trebuie, stăm. Ce să facem? Asta este. Să fie mai comod, să nu umbli, să nu aștepți la cos, deci mi se pare în regulă. Din cursul dimineții au fost vaccinate un număr de 41 de persoane, iar fluxul folosit în tramvai este Johnson & Johnson. O singură doză care este eficientă pentru a stimula secreția de anticorpi. În centru de vaccinare a fost transformat și un autobuz care aparține Centrului de Transfuzii Bihor. Aici, unde a venit noi, este foarte bine organizat. Tot ce trebuie este la dispoziție. Cum e în autocar? E foarte bine, parcă mergem în excursie. În ultimele 24 de ore, în județul Bihor s-au vaccinat 1624 de persoane.